bună, că tot ce faci? Am bună, Iulia. Bună. Da, să știi că revelionul este totuși peste două zile. Eu sărbătoresc mai devreme, Cătălin. Bună. Bună. Foarte ce dor mi-era de tine, jur. Da? Da, nu? Da. Și uite, am aceeași coafură care Iulica, ți-a plăcut acum. Bagă un bluz ca pe vremea mea. Un bluz? Așa era bluz, Iulica. Bagă ceva Michael Bolton. Potoliți-vă, distanțare socială. Oh, stai că am uitat ceva. Clotild, animalul meu de companie. Știi? Clotild de Vax, nu de Vo. Mă rog. Și e cocoșul aici? Nu, a venit, vine Clotild. Haide, mi-a dat și mie, mi-a dat și te rog frumos. Clotild, ce drăguță ești! Hai, Cătălin, masa, ce faci? A, iartă-mă, nu, sunt Doamne. Siderat. Nu știam care e animalul tău de companie, că venea Nicolaina și nu înțelegeam. Ce faci, Clotild? Când, practic, mulțumesc, a fost, foarte drăguță astăzi. Bună, Iulia, poți să iau și un măr. Da, da, da. Da. De când eram mic, mi-a plăcut Clotilde, omul Paiangan și am zis să-i dau eu. Da. Perfect. Deci cum ai zis că... Clotild! Uite ce drăguță e, Clotild. Da. Dar n-avea și nume de familie? De Vax, nu De Vo. De Vax. De Vax, da. Îi place mai... Albina. Da. Era o vorbă albina. În copilăria mea. Îmi plac albinele. Albinele sunt superbe. Da, vreau să spun, Iulia, că-ți vine perfect rochia asta. Mulțumesc. Deci noaptea de Revelion o să fie nebunie în cartier? Da, cam așa ceva. Nu, că eu o să mă îmbrac într-o ie în noaptea de Revelion. Da. Păi și atunci de ce ai venit îmbrăcat așa? Păi măcar aici să... Am înțeles. Am o pereche de cizme de cauciuc, o mască chirurgicală și o ie cu poale. Dacă doriți să-mi donați o cergă foarte veche, vă rog, pentru că doamna care face mie curățenie acasă tocmai mi-a băgat-o la mașină și s-a scurtat cu 50 cm. Dezastru. Da. Iulia, da. Am înțeles că la final de an avem un clasament, cele mai bine îmbrăcate femei, cei mai bine îmbrăcați bărbați. Stai, stai acolo, stai cu minte, cei mai eleganți bărbați. Stai cu minte, stai cu minte, da. Da. Scuză-mă, scuză-mă, Cătălin. Nu e nicio problemă. Da. Cei mai eleganți bărbați, cele mai elegante femei, sunt un top la sfârșit de an de la celebra faimoasa Iulia Albu. Nu aș exagera, nu este un top neapărat, dar sunt câteva fotografii pe care colegii noștri le-au ales pentru noi, ca să le comentăm. Să vedem. Astăzi. Hai să vedem. Ia să vedem. Bă, Iulia, nu mă pot uita la... Îți place inima, nu? Poftim? E o broșă, țin foarte mult la ea, inima. Unde? Uite-o. Stai că n-am, nu se vede inima. N-am îndrăzit să cobor cu ochii până la broșă. Măi, stai că trebuie să se vadă inima, trebuie să stau mai așa. Că nu se vede. Nu se vede inima. Stai. Ia, așa. Păi arată inima, că lumea nu știe să uite la altă inima. Uite inima. Ia, păi este nu se vede de bun. A, stai, bă. Hai, nici nu îndrăzisem să mă uit la inimă. Eu îmi place foarte mult inima mea. Bun. E în altă parte. Unde? Așa, hai să vedem. Deci avem numai erori. Stați că mi-a ieșit la valiera, dragă. Este bine așa? Ok? Da, spuneți-mi că nu văd. Ok. Nu pot să mă uit, Iulia. Hai să vedem. Pardon. Potoliți-vă. Haideți, top 5, dați, hai să vedem. Top 5, top 5. Nu, pe ce loc e în top 5? 5 doamna Andreea Marin, dacă ar fi să fie? Ea este în top 5, este pe 6. Ea este totdeauna pe 6 în top 5. Am început bine. Încercăm să fim într-o notă pozitivă astăzi și să comentăm mai degrabă aparițiile de cursul anului. Au fost apariții mai fericite și mai puțin fericite pentru majoritatea. Pentru ea, mai fericite decât anul trecut, aș spune. Chiar mi s-a părut foarte îndrăzneață abordarea cu fundele acelea pe umeri. A văzut ea undeva pe un podium, dar nu contează. E ok să mai și improvizați, mai și adoptați. Deci a fost un an mai bun pentru Andreea Marin. Pentru 2020. Andreea Marin chiar a fost un an mai bun, Cătălin. Doamne ajută. Și mă bucur foarte mult pentru ea. Ea acum este într-o zonă mai ladylike, n-a fost mereu acolo. Dar acum, da, acum este cumva, cred că și cumva a ajuns la un echilibru și lucrul ăsta se vede întotdeauna și în stilul vestimentar, adică uite-te la mine. Da. Da, îmi place de ea și a rafinat foarte mult stilul. În continuare, nu este vreo referință în materie de modă, Nicolaina, dar este o femeie să vorbești îmbrăcată. Cu Ciucă să pun asta la promo, Iulia Albu, îmi place de Andreea Marin. Stai să spun așa, stai să vorbesc cu camera, stai așa, camera 3. Îmi place anul acesta de Andreea Marin. Firește. Nu, mă rog. Să mergem mai departe. Ancasera. 2020, la fel, mai bun Hai decât vorbit, anii precedenți? Uite, vezi că am vorbit, nu, la ea este o stagnare, dar e foarte greu să fii în sus în cazul ei, pentru că ea ea este pe o linie, cumva. Este foarte bine, este o femeie bine îmbrăcată. Bravo, nu este bravo. Nici ea un reper în materie de stil, în sensul în care pentru a fi acolo trebuie să mai și riști. Dar ea are o abordare foarte clasică și îi se și potrivește. Este până la urmă, în primul rând, din punct de vedere influencing, ea este mamă.
și cumva a avut grijă să aducă asta în online într-un mod decent spre deosebire de alții și apreciez acest lucru. Într-adevăr, e puțin plictisitoare și în posing și în atitudine, în general, are multe de corectat. Este o fată minunată, de notă, de ce te iubim, să știi, Ianca. Dar ea este... Important e că e în top. Dacă ar fi un top, să facem un top 7, ar fi acolo. Deci de la top 5 a trecut la top 7. Dar eu n-am zis că este top 5, tu ai spus. Nu, Clotil, stai. Stai acolo. Stai acolo. Măi, de cine e asta, măi, să bea apă? Da, da, lasă că de mai imposibil târziu. Sunteți. Următoarea fotografie. Hai, că data viitoare vin cu Jerome. Cu cine? Când începem sezonul nou. Tu ai personajele tale imaginare? Cu Jerome. Să știi că nu este un personaj imaginar, Jerome. Jerome? Da. Cine e Jerome? Pot spun că este alb. Și nu face pantofi. Continuând. Nu, nu, nu. Este alb și nu face pantofi. Este alb și, adică, este alb și nu are picioare. Aha. Da. O să afli. Liniște aici mare este Crina Brudan. Liniște mare în platou. Ia să vedem. Crina Brudan. Crina Brudan. Măi, după toate aparțiile dezastruoase pe care le-am analizat în acest sezon, mă declar complet cucerită de Crina. Nu neapărat de felul în care gătește bine, ea crede că gătește bine, dar mă rog, nu asta e problema. Dar de dezvoltura ei și chiar este o persoană deosebită. Ne-am cunoscut foarte bine, am fost să citim cărți la bibliotecă. Nu. Deci te uiți așa. Nu zici nimic să mă contrezi astăzi. Deci nu se poate. O să vin numai așa de acum încolo. Ca să nu ne mai certăm niciodată, Cătălin. Sincer, este una dintre cele mai slabe apariții ale anului, dar a avut câteva puncte în care a excelat. Motiv pentru care aș pune cumva... Eleganței pe 2020. Nu aș pune în topul eleganței, în topul, să spunem, momentelor savuroase ale anului, pentru că de multe ori e mai important să faci o impresie, să lași o impresie puternică, decât să fii o fată simplă îmbrăcată într-o rochie simplă și frumoasă și atât. Să vedem mai departe ce avem în carte. Ileana Badiu. Ileana Badiu. Eu nu înțeleg neapărat Ileana Badiu dacă este influencer, dacă nu mi-este clar. Este amuzant să faci fotografii în șosete, o să avem mai departe un exemplu în acest sens, dar ea este o persoană foarte clean și atât. Există, în acest moment este clar și este un fapt demonstrat că oamenii urmăresc pe Instagram persoanele care sunt specializate pe lifestyle. Ea este cumva într-o zonă de lifestyle, nu este nici într-o zonă de modă, nici de deci e bine, beauty. E în top. Este ok, nu mi se pare nimic, nici ieșit bravo, din comun, bravo, nici bravo. Prost. Am ajuns să ne bucurăm că cineva se îmbracă normal. Asta e, dar vreau să ne grăbim pentru că vrem să găsim și bărbații. Sper că mai ales că am fost la costum. Mai avem până atunci. Aici este Oana Roman. Oana Roman. Și acum, hai zi tu placa. Zi tu, te rog. Hai, zi tu. Oana Roman arată foarte bine și a slăbit. Uite, mie în rochia aia, în pardesiul ăla colorat. Eu vreau să știu unde a slăbit și cât. Băi, să știi că a slăbit foarte mult. Nu, dacă... unde? În talie. Ah, ok, bun. Nu, am întrebat. Deci da, și pus. Unde? Pe Instagram, dacă te uiți că ești instagramabilă și a pus măsurători. Instagramabilă sunt. Instagram addict, nu. Nu o urmăresc pe Oana Roman. Stricat, Stai, că, deci îmi trage microfonul. Băi, îmi stricați rochia, nu se poate așa ceva. Da, să nu se mai întâmple. Alina, te rog frumos. Doamne, ferește. Da, conducerea. Haideți să vă spun ceva. Este ok, fiecare devii relevant pe Instagram atâta timp cât oamenii se identifică cu tine, relaționează cu tine, în fine. Este ok, ăsta este un lucru bun. Acum nu știu deci dacă... Deci tu ai luat-o la un top de lucruri bune pe nu, Oana neapărat. Roman. Este un top de lucruri. Nici măcar nu este un top. Este o adunătură de chestii, de apariții, pe care noi le comentăm astăzi. Este un cumul de apariții. Deci în 2020, pe ce top, în ce 2020, top ar fi Oana? Oana Roman, dacă ar fi să fie într-un top, ar fi un top și ar fi Oana Roman. Cum? Ar fi un top și ar fi Oana Roman. Adică n-a prins topul. A fost prima sublinie. N-a prins, da. Am zis să o punem aici, ca să nu se supără pe noi. Câte poziții ar fi avut topul? N-avea cum să o ratăm, totuși. Dar câte poziții ar fi avut topul? Câte poziții ar fi avut? Mai multe. Dar ar fi avut 10 locuri. A, deci ar fi fost pe locul 11. Sau minus 3. Mai avem până acolo. Hai să vedem, la bărbați. La bărbați. Impecabil, mă.
Îmi place cum se îmbracă și stă și bine. Adrian Sâna este poate cel mai subevaluat influencer bărbat al momentului. Spun asta pentru că el ar trebui să aibă o bază de fani mult mai mare. Cred că poate fotografiile pe care le face sunt puțin prea clean. Și oamenii mai vor să vadă și nipostaze naturale. Este unul dintre bărbații care se îmbracă cel mai bine din România. Corect. Se îmbracă mult mai bine decât Anca Serea, da? Deci nu cred că îl sfătuiește ea, dar se îmbracă absolut fantastic. Asta ar trebui să lucreze puțin pe partea de, a fi puțin mai relatable. Să se identifice lumea mai mult cu el, ca să nu ne murdărim și noi de engleză. Perfect. Pe la gură, că s-au murdărit destui, drag. Perfect, Adi Sână, bravo! Da, bravo, mergem ne place departe. Foarte, foarte mult. Dorian Popa, hâți, Johnule! Dorian Popa, pe lângă faptul că acum ți-am dat șahmat cu Clotild, că eu am buldoși francezi de 7 ani și el a venit într-un an cu cheluțul, numai cheluțul peste tot. Mă întreabă lumea pe stradă, asta este cum este cheluțul. Nu! Nu este cum este cheluțul, este... Erau înaintea de cheluțul. Deci e bine, nu? El este foarte bine. Corect, sunt de acord. Până aici sunt... Îmi place în general ce face. Nu este o persoană care se pretinde altceva decât ceea ce este și este un lucru rar să fii autentic și să nu pozezi în altceva în ziua de astăzi. Mai departe, următoarea fotografie. Mai departe scrie în carte. Aici este? Smiley. Smiley. Foarte bună evoluția lui Smiley din punct de vedere vestimentar în acest an. Locul întâi în topul nostru. Nu pentru că lucrează la Pro TV, dar asta este situația, lucrează și la Pro TV. Foarte mult îmi place. Asta este fotografia despre care vorbeam, cu el cu șosetele galbene și cu pantofii aceia de la Șol, care arată absolut fantastic. Așa arată o fotografie la relaxată. Arată fantastic, la Elena Badiu nu mai arată fantastic. Pentru că este forțat. Adică omul arată de parcă ar fi laundry day și a rămas cu un sacou, o pereche de șosete galbene și papucii aceia. Este fantastic și are și o atitudine în acest sens. Nicolaina, la tine când e laundry day? În fiecare marți. Înainte, după garbage day. Înainte să vină Iulia acasă. Hai, următoarea fotografie. Ia să vedem. N-ai ce să-și mă, tatișel, e impecabil. Am făcut un top în legătură cu aparițiile lui de până acum. Bun. Și am pus pe Facebook și pe Instagram la mine. Este o evoluție interesantă. Nu înțeleg discursul. Discursul nu l-am înțeles niciodată. Folosește cuvinte care nu există în Dex și asta mă deprimă. Dar de asemenea am zis nu că... discutăm despre limba română aici, despre... Vorbim și despre asta, ce ai spus? Da, am înțeles, dar nu este momentul acum. Da. Nu, are ignoră. Prieteni imaginari, are prieteni imaginari. Este chiar aici, nu o vezi? Da. Clotil? Deci Alex Velea e bine, da? Nu, Alex Velea nu este bine. El încearcă foarte mult să copieze ce vede afară, nu aș spune că are o identitate. Da, mă, că e impecabil. A încercat să facă ceva cu gașca lui, cu Golden Boy și cu Lino, care între timp au plecat și a rămas el. Și nu aș spune că este o persoană care excelează la capitolul stil. Eu zic că e impecabil ce pune pe el, știe să poarte. Stilul este un lucru care este dat nu doar de cârpele pe care le arunci pe tine, ci și de lucrurile pe care le spui și felul în care te comporți cu alte persoane. Perfect. Iar din punctul meu de vedere, o persoană care nu are o atitudine exemplară nu poate să fie numită stilată. Bravo. Mergem la următoarea fotografie. Cine este? Păi tu alegi poze de cine? Victor Slab. Stai, a fost la Pro TV. Victor Slab. Victor Slab. Victor Slab mai există? Nu, adică stai puțin, a fost și colegiul om, dar doamne ferește, a mai făcut ceva între timp? L-am mai văzut pe undeva? Da, da. A avut emisiuni între timp și la altă televiziune unde ai lucrat și tu. Păi asta am spus, am că am mai fost avut și alte lucruri, da, face și online. Ah, bravo, bravo, mă bucur foarte mult, deci Victor Saud. El este în regulă, este un băiat simplu care are pozează în ipostaze. A, uite, are un Westie drăguț. Dar bă, cu șosete albe, eu asta nu înțeleg. Un porțelan cu doi Westies. E ok cu șosete Westies. Albe? Că mai am și eu câteva flaușate pe acasă. Nu este o persoană care se consideră de un bun gust extraordinar și nici nu l-am văzut vreodată pozând în vreun icon. Și atunci este ok să știți că este ok să ieșiți din casă cum vreți voi în general. Adică nu trebuie să petreceți 200 de ore în fața oglinzitorului dacă aveți aspirații de altceva. Altfel nu. Dacă aspirați, ajungeți cumva să faceți un blog de modă sau să lucrați în domeniu, da, este nevoie de altceva, dar puteți să fiți așa și este ok. Nu trebuie să fiți
toți scoși din cutie și îmbrăcați la fel, cu aceleași tricouri fake, pe care le-am văzut pe mulți, nu dăm, inclusiv din această listă, nu dăm nume acum. Și chiar este mult mai asumat și mai ok să fie așa. Bravo, Victor! Iulia, îți mulțumim mult de tot, să ai un an 2021 minunat. Mulțumesc, Asa! Să știi că rochia de Revelion te prinde foarte bine. Hai, Clotil! Îți mulțumim mult, Iulia! Îți mulțumim mult! Mulțumesc și eu, pa, pa! Sărbători fericite, un an nou minunat!